Ghiozdanul în trend, produsele de firmă sau cele cu personaje de film sau desene animate sunt în topul preferințelor elevilor mici și mari, iar pentru părinți cheltuielile de la început de an școlar ajung să depășească cu mult bugetul estimat. Avem și un buget, că nu putem să-l depășim, că mai avem și alte cheltuieli, dar trebuie să ne încadrăm. În librării sau centre comerciale, oferta de rechizite este variată. Un caiet poate fi cumpărat cu mai puțin de un leu, dar poate ajunge și până la 10 lei. Diferă firma, calitatea hârtiei ori numărul de pagini. Vom căuta acele caiete care au o pagină mai densă, mai bună, pe care se poate scrie frumos cu stiloul. Nici ghiozdanul sau penarul nu sunt ușor de ales. Dacă părinții se orientează după preț, copiii își doresc produse cu personaje la modă, iar costul pleacă de la câteva zeci de lei și ajunge la câteva sute. Avem buget, nu avem buget, trebuie să le luăm, da? Că altfel copilul nu o să aibă. Nu sunt prețuri mari. La ghiozdane, da. La ghiozdane sunt prețuri mari, într-adevăr. Departe de magazinele pline de culoare, pentru unii elevi și pentru părinții lor, începutul anului școlar este prilej de noi îngrijorări din lipsa banilor. În ajutorul lor vin organizații neguvernamentale și chiar asociații de elevi. La Cluj, mai mulți liceeni au hotărât să sprijine copiii din medii defavorizate din județ, dar și din Sălaj sau Bihor. Noi încercăm să adunăm ghiozdane și echipament pentru elevii care poate nu au posibilități și să îi echipăm poate puțin cu rechizitele și materialele de care au nevoie ca să înceapă școala. Elevii au ales să ofere rechizitele beneficiarilor Fundației Române pentru Copii, Comunitate și Familie. Considerăm că această fundație are un scop foarte nobil pentru a ajuta copiii. În primul rând le oferă un loc sigur unde să învețe, unde să-și facă temele, primesc o masă caldă și plus se ajută să treacă peste unele probleme pe care le au acasă. Campania se desfășoară până în 15 septembrie, inclusiv în școlile din municipiul Cluj-Napoca.